Tatăl meu. Lângă Tatăl meu am un loc și eu sunt copilul său, dar Iesu. Ce gând extraordinar, mai ales pentru tine. Slăviți să fie Domnul! Textul pentru dimineața de astăzi este în Psalmi, capitolul 10, începând cu versetul 1, să fim cu luarea minte la citirea cuvântului. Pentru ce stai așa de departe, Doamne? Pentru ce te ascunzi la vreme de necaz? Cel rău, în mândria lui, urmărește pe cei nenorociți și ei cad jertfă curselor urzite de el. Căci cel rău se fălește cu pofta lui, iar răpitorul batjocorește și nesocotește pe Domnul. Cel rău zice cu trufie, nu pedepsește Domnul, nu este Dumnezeu. Iată toate gândurile lui. Treburile îi merg bine în orice vreme. Judecățile tale sunt prea înalte pentru el ca să le poate vedea și suflă cu dispreț împotriva tuturor potrivnicilor lui. El zice în inima lui, nu mă clatin, în veci sunt scutit de nenorocire. Gura este plină de blesteme, de înșelătorii și de vicleșuguri și sub limbă are răutate și fără de lege. Stă la pândă lângă sate și ucide pe cel nevinovat în locuri dosnice. Ochii lui pândesc pe cel nenorocit. Stă la pândă în ascunzătoarea lui, ca leul în vizuină. Stă la pândă să prindă pe cel nenorocit. Îl prinde și îl trage în lațul lui. Se îndoaie, se pleacă și îi cad săracii în gheare. El zice în inima lui, Dumnezeu uită. Și ascunde fața, își ascunde fața și în veac nu va vedea. Scoală-te, Doamne, Dumnezeule, ridică mâna. Nu uita pe cei nenorociți. Pentru ce să hulească cel rău pe Dumnezeu? Pentru ce să zică în inima lui că tu nu pedepsești? Dar tu vezi, căci tu privești necazul și suferința ca să iei în mână pricina lor. În îndejdea ta se lasă cel nenorocit și tu vii în ajutorul orfanului. Zdrobește brațul celui rău, pedepsește-i fără de legile ca să piară din ochii tăi. Domnul este împărat în veci de veci. Neamurile sunt nimicite din țara lui. Tu auzi rugăciunile celor ce suferă, Doamne, le întărești inima, îți pleci urechea spre ei ca să faci dreptate orfanului și celui asuprit și ca să nu mai însufle groaza omul cel luat din pământ. Amin. Câți dintre dumneavoastră sau cine dintre dumneavoastră își aduce aminte ce... Pentru ce ne-am rugat anul trecut de ziua mulțumirii? Pentru că tot eu am slujit, am dat îndemnuri și data trecută, m-am uitat ce am dat, nici eu nu mi-am adus aminte. Și atunci ne rugam și mulțumeam lui Dumnezeu că El este Cel ce dă har și pace și că Dumnezeu pune deoparte și cheamă, revelează Evanghelia vieții în Biserica Philadelphia. Și astăzi, de asemenea, aș vrea ca să venim cu mulțumire înaintea lui Dumnezeu. Și în primul rând, aș dori ca să-i mulțumim lui Dumnezeu că Iisus a murit pentru noi și mijlocește pentru noi. Biblia spune 1 Ioan 3:5 că El s-a arătat ca să ia păcatele. Romani 8:34, Hristos a murit, a înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu, mijlocește pentru noi. Și 35, așa de minunat. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Și continuă, necazul, strâmtorarea, prigonirea, foametea, lipsa de îmbrăcăminte. Și versetul 37, totuși în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Slăvit să fie El. În primul rând, Iisus a murit pentru noi și ne mijlocește pentru noi. În al doilea rând, și recent s-a vorbit despre lucrul acesta, că îl cunoaștem pe Dumnezeu și că Dumnezeu ne cunoaște pe noi. 1 Ioan 3:11 spune, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl
să ne numim copiii lui Dumnezeu și suntem, și suntem. Romani 8:16, însuși Duhul adevărește împreună cu Duhul nostru că suntem copiii lui Dumnezeu. Și 2 Timotei 2:19, Domnul cunoaște pe cei ce sunt al Lui. Și apoi, în al treilea rând, să-i mulțumim lui Dumnezeu, să-L lăudăm pe Dumnezeu că Duhul Sfânt ne ajută, ne învață și de asemenea mijlocește pentru noi. Spune Ioan 14:16 că eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac. Și anume Duhul adevărului care rămâne cu voi și va fi în voi. Romani 8:26, și tot astfel Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negreite. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că Iisus Hristos a murit pentru noi și mijlocește pentru noi, că Îl cunoaștem pe Dumnezeu și că Dumnezeu ne cunoaște pe noi și că Duhul Sfânt ne ajută, ne învață și mijlocește pentru noi. Dacă sunt între noi, dintre aceia care nu pot să afirme cu certitudine lucrul acesta, fiecare creștin, fiecare fiu al lui Dumnezeu ar trebui să trăiască aceste adevăruri, această realitate în fiecare zi. Cu Tatăl, o relație cu Tatăl, cu Fiul și cu Duhul Sfânt în fiecare zi. Dacă sunt printre noi care nu pot să spună lucrul acesta, aceste adevăruri, îndemn să înceapă prin a recunoaște jertfa lui Hristos și a-i mulțumi lui Dumnezeu, a accepta și a-i mulțumi lui Dumnezeu pentru jertfa lui Hristos. Nu e că putem noi face ceva, a făcut totul Iisus Hristos, noi doar trebuie să primim, să stăm sub jertfa Lui. De aceea, dacă cineva nu poate să spună aceste lucruri, să înceapă prin aceasta și apoi să-L caute pe Dumnezeu cu toată inima și la final să vină să discute cu păstorii, să vadă ce e de făcut și Dumnezeu să vorbească fiecare dintre noi. De aceea, în prima rugăciune, să venim cu mulțumire înainte lui Dumnezeu că Iisus a murit pentru noi și că mijlocește pentru noi. Să-I mulțumim că Îl cunoaștem pe El, că am ajuns la cunoștința adevărului și că El ne cunoaște pe noi, Dumnezeu ne cunoaște pe noi. Și apoi să-I mulțumim că Duhul Sfânt ne ajută, ne învață și mijlocește pentru noi. Haideți împreună să-L lăudăm și să-I mulțumim.
Ne-am rugat pentru ceea ce înseamnă verticală și aș dori ca în continuare să ne rugăm pentru ceea ce înseamnă orizontală. Și să-i mulțumim lui Dumnezeu că înaintea noastră au fost unii care au dus poate greul și prin intermediul căror a ajuns Evanghelia până la noi. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toți aceia care au concurat la ajungerea Evangheliei până la noi, toți aceia care poate au suferit pentru Evanghelie, pentru credință. Pavel îi spunea lui Timotei de bunica lui Lois și de mama Eunice. Poate noi avem Loisa noastră și Eunicea noastră care s-au rugat, care au trăit și prin care sau de la care am învățat cuvântul lui Dumnezeu, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru înaintașii noștri în credință. Să-i mulțumim lui Dumnezeu că El a hotărât cu cale să ajungă până la noi cuvântul Lui și să nască în noi credință. Să-i mulțumim pentru toți acei oameni care au avut impact în viețile noastre pentru ca să ajungem să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Și apoi să ne rugăm pentru că ne avem unii pe alții. Să-i mulțumim lui Dumnezeu că avem frați și surori cu care să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, că avem frați și surori alături de care ne putem bucura de pace, alături de care să putem să ne întărim sufletește, alături de care să umblăm în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt să ne înmulțim ca biserică. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru aceia care veghează asupra noastră și pentru aceia asupra cărora suntem chemați să veghem, ca să ne îndemnăm unii pe alții la dragoste și la fapte bune, cum spune Scriptura. Să ne rugăm pentru aceia alături de care putem să simțim și să manifestăm dragostea lui Hristos. Să ne rugăm pentru și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toți aceia împreună cu care ne zidim și împreună cu care formăm trupul lui Hristos. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că El lasă viața și pentru că suntem un trup viu a cărui cap este Hristos. Haideți să-i mulțumim pentru frații și surorile noastre și pentru înaintașii noștri. Ne rugăm împreună.
soare și ploaie, răsărit și amurg, zâmbet și lacrimi pentru tot ce primim. Îți mulțumim, îți mulțumim pentru dulcea chemare și harul primit, clipe sublime ce-n veci n-a sfârșit. Îți mulțumim, îți mulțumim, îți mulțumim, te laudam, harul iertării și viața primit. Îți mulțumim, te lăudăm. Pentru focul sfințirii și dulce cuvânt, vine iertată și sfânt legământ. Îți mulțumim, îți mulțumim, pentru buna povață și albul veșmânt, drumul spre glorie și nu spre mormânt. Îți mulțumim, îți mulțumim, îți mulțumim.
scos prin încercare și noaptea grea, lângă mine tu ai fost. Nu te avem ca tată, te știm ca prieten bun. Am trăit în bunătatea ta. Eu știu mereu ai fost cu mine, să cânt bunătatea ta. Iisus, mă copleșești cu bunătatea ta. Iisus, mă copleșești cu bunătatea ta. Mă aplec acum, ție mă închid, cu totul mă preda. Cu bunătatea ta, Iisus, mă copleșești cu bunătatea ta. Iisus, mă copleșești cu bunătatea ta. Mă aplec acum, ție mă închid, cu totul mă predau. Iisus, mă copleșești cu bunătatea ta. Căci tu mereu ai fost cu mine, tu mereu ai fost atât de bun. Și cât eu voi avea suflare, vreau să cânt bunătatea ta. Căci tu mereu ai fost cu mine, tu mereu ai fost atât de bun. Și cât eu voi avea suflare, vreau să cânt bunătatea ta. Iisus, mă copleșești cu bunătatea ta. Iisus, mă copleșești cu bunătatea ta. Mă plec acum, ție mă închid, cu totul mă predau. Iisus, mă copleșești cu bunătatea ta. Iisus, mă copleșești cu bunătatea ta. Iisus, mă copleșești cu bunătatea ta. Mă aplec acum, ție mă închin, cu totul mă predau. Iisus, mă copleșești cu bunătatea ta.
cât de bun, Doamne, ești cu mine. Oh, cât de bun, oh, cât de bun ești, Doamne. De bun, Doamne, ești cu mine. Oh, cât de bun, oh, cât de bun, oh, cât de bun. Să fie Domnul. Ocupați locurile. Am promis că astăzi nu o să-i cerem nimic lui Dumnezeu, doar o să-i mulțumim. Dar totuși o să-i cerem ceva. O să-i cerem un duh de mulțumire. Că e foarte important să știi să-i mulțumești cuiva. Asta nu vă spun dumneavoastră, mi-o spun mie. Atât e de greu cuvântul ăsta, mulțumesc, și atunci când au fost sarmalele bune, dar trebuie să-l spunem. Dragostea se mai arată și prin fapte, nu numai prin vorbe. Și de ce n-am face asta și lui Dumnezeu? Și am cântat despre bunătatea Lui. Și atât de fain au fost cântările astea că am crezut că nu mai trebuie să vin să dau un demn pentru mulțumire la adresa lui Dumnezeu. Și nici nu știu ce caut aici. Dar suntem aici ca să ne vedem unii pe alții, să ne vedem, să ne încurajăm unii de la alții, unii pe alții, să știm mai mult să-L lăudăm pe Dumnezeu. Pentru că asta vrea Dumnezeu de la noi. Dacă ne umblă mintea la alte prostii, atunci Dumnezeu ne mai vorbește prin diverse moduri pe care numai El le are să ne vorbească. Și cum spunea și fratele Mihai, nouă ne mai vorbește prin inundații, prin furtuni, prin foc, altora le vorbește prin bombe, prin rachete. Ăsta e Dumnezeu. Și eu cred că n-o scăpat lucrurile de sub control. Numai un aleluia am auzit. Probabil și ceilalți sunteți de acord. Domnul este împărat în veci de veci. Asta scrie aici în Psalmul 10. Și cred că
niciun fir de păr din capul nostru nu cade și Dumnezeu să nu știe câte am avut înainte, câte avem acum. Noi oricum nu știm. Nu știm nici câți litri de apă am băut toată luna asta. Habar n-avem. E bunătatea lui Dumnezeu, ne înconjoară în fiecare zi cu bunătatea Lui. Și în astea 24 de ore atâtea bunătăți a Lui le avem că trecem peste ele și ne vedem de treabă și ni se par lucruri normale. Avem ocazia în rugăciunea care urmează să ne gândim pentru lucruri specifice pentru care să-i mulțumim lui Dumnezeu. Să-i mulțumim că El ascultă suspinul nostru. În Psalmul 5, cu versetul 1, ascultă suspinele mele. Vă dați seama ce Dumnezeu avem? Ascultă suspinele. Păi, cu atât mai mult biletul ăsta care a fost trimis aici, de o mamă sau de un tată, să ne rugăm pentru fiul Adrian, Dumnezeu să lucreze în viața lui. Cunoaște Dumnezeu problema asta, o știe. Sunt multe cazuri în biserică, așteptăm rezolvare de la Dumnezeu. Fiecare rugăciune este ascultată, fiecare rugăciune este ascultată. Și în ultimul verset din Matei, iar vedem bunătatea lui Dumnezeu. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Ăsta e Dumnezeul pe care noi îl urmăm. Bineînțeles că El e cu noi dacă și noi suntem cu El. Că El nu ne forțează să fie cu noi. Noi decidem. Haideți să ne ridicăm pe picioare și să venim înaintea lui Dumnezeu cu o rugăciune de mulțumire. Să-i mulțumim pentru bunătatea Lui. Și dacă avem o cauză înaintea lui Dumnezeu, să ne rugăm în așa fel, să-i spunem: Doamne, îți mulțumesc că Tu știi cauza mea, că oricum o știe. Îți mulțumesc că Tu ai atâtea modalități de a o rezolva. Eu nu văd niciuna. Și Dumnezeu să ne întărească. Amin.
Amin. Domnul să fie binecuvântat și să nu se asculte pentru că ascultă, ci să primească mulțumirile noastre, recunoștința noastră și să aducem din toată inima. Vă rog să ocupați locurile, să vă salutați, să vă binecuvântați unii pe ceilalți. Avem ziua mulțumirii, ziua recunoștinței. Eu mai țin minte mesajul care l-am avut anul trecut de ziua recunoștinței. Ideea era dacă Dumnezeu s-a ocupat de omul pământesc, de ființa noastră materială și toți putem să spunem lucrul acesta, să recunoaștem și să-i mulțumim, cu atât mai mult Dumnezeu va avea grijă de ființa noastră spirituală. Cântau copiii, tinerii noștri, îți mulțumim că ne-ai deschis cerul. Deci, pe pământ avem mari binecuvântări, cu atât mai mult avem siguranța că în ceruri va fi împărăția bogată și extraordinară, care nu poate fi descrisă, a lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Înainte să trecem la ceea ce urmează, dacă este cineva pentru prima dată în biserica noastră, rugăm să se ridice. Da. Teo Pașcalău, cu familia, bine ați venit, Domnul să vă binecuvinteze. Colegii voștri au mai venit de câteva ori. Altcineva nu văd, oricum sunteți. Oh, mă iert. De unde ești? Filipine, da, nici nu-i departe. Domnul să te binecuvinteze. Harul Domnului să fie peste noi toți, sunteți o priveliște minunată, oameni care ați venit la rugăciune și la mulțumire. Mai avem de făcut o prezentare, doi miri, Mirele și Mireasa, de duminica viitoare, la ora 12:30, aici în biserică, Bianca și Rareș, dar vă rog să veniți aici să vă vadă lumea, să nu vă confunde cumva. Sus aici, da. Nu știu cum o să fie aranjamentul la nuntă, că n-am mai ținut nicio nuntă în biserică, dar o fi cumva. Domnul să vă binecuvinteze, Bianca și Rareș. Amândoi putem spune că suntem copiii noștri. Rareș face parte din familia Mureșan. Bianca o cunoașteți. Domnul să-i binecuvinteze și din câte îi cunosc și din câte am aflat de la ei, au toate condițiile să aibă o căsnicie fericită și binecuvântată. Sunt vrednici de a Domnul să vă binecuvinteze. Duminica viitoare va fi nunta. Ajunge cât a stat aici. În continuare vor cânta copiii și tinerii, după ce facem colecta, bineînțeles, mai întâi colecta, copiii și tinerii, apoi corul și după aceea vom asculta cuvântul Domnului. Credincios, tot ce faci e desăvârșit, ce începi duci la bun sfârșit. O, Tată, Tu ești credincios. Tu ești credincios, m-ai convins cu iubirea Ta. Tu ești, Doamne, minunea mea. O, Tată, Tu ești credincios. Îmi ridic mâinile spre Tine, în Tine-i nădejdea mea. Tu lucrezi, Tată, pentru mine, Tu nu mă vei abandona. Îmi ridic ochii către Tine, recunosc bunătatea Ta. Eu sunt lucrarea Ta. Oh, oh, oh.
ești Tatăl luminilor, că-ți arăta asta tuturor. O, Tată, Tu ești credincios. Îmi ridic mâinile spre Tine, în Tine-i nădejdea mea. Tu lucrezi, Tată, pentru mine, Tu nu mă vei abandona. Către Tine recunosc bunătatea Ta. Eu sunt lucrarea Ta. Eu sunt lucrarea Lui, lucrarea Tatălui. 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 Îmi ridic mâinile spre Tine, nădejdea mea. Tu lucrezi, Tată, pentru mine, Tu nu mă vei abandona. Îmi ridic ochii către Tine, recunosc bunătatea Ta. Eu sunt lucrarea Ta. Tot ce ai început în mine, Tu vei duce la bun sfârșit. Tot ce a început în mine, Tu vei duce la bun sfârșit. Fiindcă eu nu mai am în mine, dragostea Ta m-a izbăvit. Eu sunt lucrarea Ta, Tu bucuria mea. Tot ce a început în mine, Tu vei duce la bun sfârșit. Tot ce ai început în mine, Tu vei duce la bun sfârșit. Frică eu nu mai am în mine, dragostea Ta m-a izbăvit. Eu sunt lucrarea Ta, Tu bucuria mea. Tot ce ai început în mine, Tu vei duce la bun sfârșit. Tot ce ai început în mine, Tu vei duce la bun sfârșit. Frică eu nu mai am în mine, dragostea Ta m-a izbăvit. Eu sunt lucrarea Ta, Tu bucuria mea. Eu sunt lucrarea Ta, Tu bucuria mea.
Nu știu despre voi, dar eu de fiecare dată când las în trafic pe altcineva în fața mea și îmi mulțumește, eu mă bucur foarte mult. Și se întâmplă să fie clar în trafic oameni care nu-ți mulțumesc și uneori îmi vine să nu mai las pe nimeni. Să-i bag pe toți în aceeași oală. Dar îi las pe toți din pricina celor care îmi mulțumesc pentru că eu cumva mă bucur, nu știu de voi. Mi-a duce așa o oarecare satisfacție, să zic, într-o măsură mică. Și vreau să transpun asta în relația noastră cu Dumnezeu. Unii dintre voi ați experimentat botezul cu Duhul Sfânt și dacă vă aduceți aminte, nu prea existau rugăciuni de cereri în perioada respectivă. Țin minte că doar voiam să-L laud pe Dumnezeu și să stau în prezența Lui. Aici avem tot felul de roade, de fapt două tipuri de roade în clădirea asta. Avem roadele pământului, care sunt strugurii, bananele, știți voi, salată, orice ne-a dat Dumnezeu ca să ne ajute să facem sarmale, cum au zis, și să-i mulțumim pentru asta. Și mai avem încă un tip de roadă. Și aia sunt eu, și aia ești tu. Suntem roada jertfei lui Iisus Hristos. Și avem atâtea motive să-i mulțumim lui Dumnezeu. Sunt copii care mor la naștere și poate ai trecut în perioada vieții tale, te gândeai de ce mai trăiești sau care e scopul tău pe pământ. Dacă astăzi ai o anumită vârstă, să știi că e din cauza că Dumnezeu a vrut să ajungi până la vârsta asta. Dacă El voia să nu existi, clar că la naștere s-ar fi terminat totul, dar dă-i slavă lui Dumnezeu că ești pe pământ, dă-i slavă lui Dumnezeu că te poți bucura de tot ce a făcut El. Și în speranța că le vei revedea, să aduci mulțumirea ta în orice rugăciune, pentru că așa am fost învățați de Hristos. Orice cerere, să o aducem împreună cu mulțumire. De multe ori, parcă e greu să și mulțumim, nu? Suntem concentrați pe problema noastră ca să se rezolve. Dar să aducem mulțumire în orice rugăciune avem și Dumnezeu să ne binecuvânteze pe fiecare. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita nici una din binefacerile Lui. Vă mai zic, vă mărturisesc un lucru foarte scurt. La începutul acestui an mi-am făcut un tabel pentru toate zilele lui 2023 și am zis că o să trec toate motivele de mulțumire zilnice pe care le voi întâlni și am rezistat, să zic în ghilimele, aproximativ 3 luni. După care n-am mai scris în tabelul respectiv și am văzut cât de slabi suntem noi ca oameni. Suntem obișnuiți așa doar să primim, doar să ne fie bine, doar să cerem. Haideți să ne schimbăm. Vreți să ne schimbăm cumva gândirea asta? Vreți să fim ucenicii aceia pe care îi vrea Hristos cu adevărat și să se bucure de ei? Dumnezeu să vă ajute pe fiecare care își propune lucrul acesta și să mă ajute și pe mine. Ne vom bucura împreună cu tinerii, vom cânta Domnului și chiar dacă nu știți cântările, că sunt noi, probabil avem versurile. Dacă nu, avem versurile. Bun. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Amin.
Cântăm două cântări pentru că așa am convenit cu fratele păstor, nu pentru că ați pus mult la colectă. Îi cântăm lui Dumnezeu. Și văd printre dumneavoastră pe aici prieteni de-ai mei, frați, surori, care nu v-ați ridicat, că sunteți pentru prima dată. Ori n-am fost eu atunci când ați fost voi prima dată. Aici e Ovidiu și cu Carmen. Ori mai fost, vă dați seama că n-am fost eu atunci. Ai reparat aparatul de cafea? Bine, ești iertat. Cântăm o cântare care ne ajută să ne aducem mereu aminte. Mereu să ne aducem aminte de bunătatea lui Dumnezeu. Și atunci când uităm să ne aducem aminte de bunătatea lui Dumnezeu, să-i cântăm bunătatea lui. E simplu. E foarte simplu. Pentru că El ne-a dat mântuirea. Atât de minunat. Slăvit să fie El.
De vineri seara până aseară am avut bucuria să petrec un timp atât de fain și de binecuvântat cu vreo 20 de tineri din biserica noastră, împreună cu liderii lor, tot tineri. Și ieri dimineață începeam să mă pregătesc pentru predica de azi și zice Ilie, citește cu voce tare. Deschide și citește cu voce tare și deschide repede să văd ce să citesc. Și s-a deschis, nu întâmplător, Biblia la Psalmul 34. Și după ce l-am citit, am zis, da, ăsta este textul pentru mâine. Vă invit să vă ridicați și haideți să citim împreună Psalmul 34, care spune așa de frumos, voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Lauda Lui va fi întotdeauna în gura mea. Să mi se laude sufletul în Domnul, să asculte cei nenorociți și să se bucure. Înălțați pe Domnul împreună cu mine, să lăudăm cu toții numele Lui. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns. M-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirele spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El și îi scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El. Temeți-vă de Domnul voi, sfinții Lui, căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de El. Pui de leu duc lipsă și li foame, dar cei ce caută pe Domnul nu îl duc lipsă de niciun bine. Veniți, fiilor, și ascultați-mă, căci vă voi învăța frica Domnului. Cine este omul care dorește viața și vrea să aibă parte de zile fericite? Ferește-ți limba de rău și buzele de cuvinte înșelătoare. Depărtează-te de rău și fă binele, caută pacea și aleargă după ea. Ochii Domnului sunt peste cei fără prihană și urechile Lui iau aminte la strigătele lor. Domnul își întoarce fața împotriva celor răi ca să le șteargă pomenirea de pe pământ. Când strigă cei fără prihană, Domnul aude și scapă din toate necazurile lor. Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă și mântuiește pe cei cu duhul zdrobit. De multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul îl scapă întotdeauna din ea. Toate oasele îi le păzește, ca nici unul dintre ele să nu-i se sfărâme. Pe cel rău îl omoară nenorocirea, dar vrăjmașii celui fără prihană sunt pedepsiți. Domnul scapă sufletul robilor săi și nici unul din ei, din cei care se încred în El, nu este osândit. Amin. Vă rog să ocupați locul. Înainte să intrăm în tema de astăzi, tema de astăzi care urmează să fie mulțumirea ca închinare. Bineînțeles că într-o sărbătoare a mulțumirii vorbim despre mulțumire, însă aș vrea să intrăm într-un context foarte important, și anume al închinării. Și aș vrea foarte scurt să întreb ce este închinarea, să întreb pe fratele Tavi, ce înțelegem foarte, foarte pe scurt prin închinare. Este un termen destul de larg. Închinarea în sensul ei cel mai profund este a recunoaște statutul lui Dumnezeu de creator și de suveran și a ne recunoaște statutul nostru de creatur și de ființe dependente de El și tot ce urmează de aici. În Vechiul Testament, în Psalm mai ales, închinarea publică însemna mai mult decât mulțumire. De aceea e foarte bine ales titlul Mulțumirea ca închinare, pentru că mulțumirea face parte din închinare, dar închinarea înseamnă mai mult, trece dincolo de închinare, înseamnă în public, cum am făcut noi astăzi și mai ales în rugăciunea aceea spontană, înseamnă să recunoști în mod public, să declari, să spui cu voce tare în mod public despre Dumnezeu, despre caracterul și despre faptele Lui minunate, despre minunile Lui. Și sunt multe versete, unul singur mi-a venit în minte, Apocalipsa 4:11, vrednic ești Tu, Doamne, Dumnezeule, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai creat toate lucrurile și prin Tine sunt sau stau în ființă. Cam asta ar fi în mare binecuvântarea. Mulțumesc, Tavi.
Deci vedem că închinare este un termen foarte profund și este cumva esența ființei noastre umane în relația cu Dumnezeu. Nu există ființă umană creștină care să nu aibă parte de închinare. Este legătura noastră cu Dumnezeu. Dar închinarea aceasta îmbracă mai multe forme. Haideți să vedem câteva exemple de forme de închinare, diferite moduri de închinare. Cea mai simplă este rugăciunea. Rugăciunea este comunicarea cu Dumnezeu, este o formă de închinare. Cântarea? Ascultarea. Ascultarea este o formă de închinare. Da. Și cântarea este o formă de închinare. Ce altă formă de închinare, Mihai? La ce te gândești? Dărnicia este o formă de închinare. Sunt mai multe forme de închinare. Astăzi vreau să ne oprim doar la mulțumire ca închinare și să vedem mai departe ce este și ce nu este acest lucru. Pentru că dacă urmăriți puțin mesajele din luna octombrie, o să vedeți că toate ajung cumva în același loc, chiar dacă temele sunt diferite. Și anume, am fost îndemnați și de pastorul Cris ieri, duminică dimineața, și de Doru Mureșan duminică seara, și mesajele dinainte aveau diferite teme. Dar legătura dintre toate și din mesajul acesta este de a construi în noi un creștin autentic, un creștin adevărat, un creștin puternic, și cred că nu întâmplător toate mesajele și toate predicile acestea se leagă în contextul zilelor pe care le trăim. În evenimentele pe care le trăim și ceea ce se întâmplă în jurul nostru, nu întâmplător mesajele din Biserica Philadelphia și nu numai, și prorociile din ultima perioadă și contextul în care trăim cumva ne pregătește ca să devenim creștini mai puternici. Și cum spunea Doru duminică seara, ne vom înfățișa cu toții înaintea lui Dumnezeu. Și să nu auzim cuvintele "nu te cunosc", ci să auzim cuvintele intrați în bucuria Stăpânului. Haideți să vedem câteva lucruri despre ceea ce nu este închinarea. Ceea ce nu este mulțumirea ca și închinare. Și vreau să citesc câteva versete din Luca 18, începând cu versetul 9. Domnul Iisus a mai spus și pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți, dar disprețeau pe ceilalți. Doi oameni s-au suit la templu să se roage. Unul era fariseu și altul vameș. Fariseul stă în picioare și a început să se roage în sine astfel: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, nedrepți, prea cuvari și chiar ca vameșul acesta. Eu postez de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate veniturile mele. Vameșul sta departe și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice către cer, ci se bătea în piept și zicea: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Eu vă spun, a zis Iisus, că mai degrabă omul acesta s-a pogorât acasă socotit neprihănit decât celălalt, căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. Vedem aici un exemplu de aparentă închinare. Vedem aici ceea ce nu este închinarea și în primul rând nu este ipocrizie. Fariseul, un om religios, mai religios decât toți care suntem aici. Ei mergeau în fiecare zi la templu, posteau de două ori pe săptămână, aveau o contabilitate foarte strictă legată de zeciuială. Un om religios, mai religios decât noi. Și Dumnezeu, și Domnul Iisus îl critică. Acesta ce făcea? Se ruga. Păi și cum, nu se închină? Dar Daniel a zis că închinarea e rugăciune. Mai mult de atât, a mulțumit: Dumnezeule, îți mulțumesc, așa a început rugăciunea. Și totuși Domnul Iisus îl critică. Deci ipocrizia fariseului este un semnal de alarmă. Dar ce treabă avem noi? Că ăștia erau la evrei acum foarte mulți ani. Ce relevanță are pentru noi? Ei bine, are relevanță pentru că și în zilele noastre trebuie să înțelegem că omul religios nu este neapărat un om duhovnicesc. Ceea ce Dumnezeu vrea de la noi este să fim oameni duhovnicești și sinceri în închinarea noastră. Și Dumnezeu să ne ajute. Și să înțelegem că ipocrizia
nu este o închinare, o mulțumire ca și închinare. Și dacă vedeți în zilele noastre, foarte mult se pune accent pe elementele senzoriale în închinare. De aceea v-am întrebat puțin câteva forme de închinare și puteți să observați că elementele senzoriale din jurul nostru inundă, abundă în ceea ce numim noi în contextul zilelor noastre și în bisericile evanghelice, dar nu numai, ceea ce reprezintă închinarea. Și elementele astea senzoriale dau o aparență de spiritualitate și de duhovnicie, dar în schimb lipsește esența. De aceea, așa cum am fost și îndemnat și duminica trecută, de dimineață în principal, ca să putem atinge opusul ipocriziei, ca să putem înțelege mulțumirea ca închinare cu adevărat, trebuie să avem în noi, ce spunea pastorul Chris, roadele Duhului Sfânt. Acelea trebuie să le căutăm dincolo de toate aparențele și de toate formele, ca închinarea noastră să fie autentică. În al doilea rând, ceea ce nu este mulțumirea ca închinare, nu este un sentiment de moment. O clipă. Marketing. Nou. Suntem bombardați la toate produsele pe care le găsim în magazine și se promovează excesiv ideea de nou. Și prin ideea asta de nou și prin politicile de marketing vor să-ți inspire, să-ți insufle, să te convingă că dacă ai un lucru nou, ești mulțumit, ești împlinit, ești fericit. Și lucrul ăsta se realizează pentru o clipă. Pentru că ți-ai cumpărat Z Fold-ul 4 și apare 5-ul, care nu-i diferit de 4, dar e 5. Și știi ce? E nou. Pentru faptul că e nou, ți se promite instant că vei avea acel sentiment de mulțumire pentru că e nou. Și lucrurile astea se dezvoltă și în alte capitole. Nevastă nouă. Nu numai lucruri materiale. Și dacă ne uităm în zilele noastre și în modul de gândire și în societatea noastră, lucrurile astea, din păcate, se întâmplă. Și ideea de a te mereu înnoi în ceea ce ai pentru a-ți satisface acea dorință de mulțumire, pentru a te simți mulțumit, produce câteva efecte. Produce frustrare, pentru că ți-ai luat nou, dar peste câteva luni nu-i mai nou. Dar ai muncit mult pentru lucrul ăla. Ai muncit mult să-ți iei o mașină nouă. Nu-i mai nouă. Și în concepțiile zilelor noastre, și uitați-vă la școală, uitați-vă în societate, uitați-vă la colegii de lucru. Ideea de nou există. Trebuie să fie nou. Nu-i mai bună gresia. O scot afară. Dar ce are? Nu mai e bună. Pun nou. Asta este o înșelătorie pentru a-ți inspira acel sentiment de moment al mulțumirii. Mulțumirea ca închinare nu este un sentiment de moment, ci o să vedem puțin mai încolo, o să dezvolt și alt lucru. Pentru că efectele acestor promovări excesive de marketing, al noului, al mereu trebuie să fie nou, produce anxietate, produce stres, pentru că vrei să, și nu mai poți, că mereu apar și trebuie să ții pasul. Produc anxietate, produc depresie. În al treilea rând, ce nu este? Nu este o justificare a lenei. Aici este o chestiune destul de confuză. Frate, eu sunt mulțumit, mie nu-mi trebuie altceva, e bine așa. Dorința de a fi cel mai bun la facultate, dorința de a avea, ok, cât ai luat la examen? 8,20, mă duc la mărire. Dar ce, nu ești mulțumit? Ba da, sunt mulțumit. A avea standarde înalte, a vrea să ai rezultatele cele mai bune la învățătură, a avea performanțele foarte bune la serviciu, a fi recunoscut ca un profesionist de excepție, nu înseamnă că ești nemulțumit. Nu înseamnă că ai o problemă spirituală. A avea standarde înalte este opusul lenei.
Ia uitați ce spune în Proverbe 13:4. Leneșul dorește mult, dorește mult, nemulțumit, da? Și totuși n-are nimic. Dar cei harnici se satură. Nu zice, deci, nu zice cu ce. Cu mult, cu puțin, nu zice cu ce, dar se satură. Deci, avem o atitudine de mulțumire. Paradoxal, nu? Leneșul, te gândești că, da, e mulțumit de aia, nu mai interesează nimic, ca și n-are rost să se agite. Paradoxal. Am căutat și sunt 30 de versete care vorbesc despre lene. 21 dintre ele sunt în Proverbe, o carte a înțelepciunii. Asta ne spune câte ceva. Asta ne spune faptul că în orice lucru calitatea se obține prin muncă, prin transpirație. Vrei calitate? A dori calitate nu înseamnă să fii nemulțumit. Ci chiar și în psalmul pe care noi l-am citit. Ia uitați ce zice în versetul 4. Eu am căutat pe Domnul. Adică eu am căutat pe Domnul, zice psalmistul. A făcut ceva. Versetul 10. Dar cei ce caută pe Domnul și așa mai departe. Este o muncă și este o dorință în ceea ce spune psalmistul aici. Haideți totuși să vedem și ce este mulțumirea ca închinare. În primul rând, mulțumirea este un mod de viață. Ia uitați cum începe psalmul 34, cât de frumos. Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Vreme de binecuvântare, vreme de încercare, vreme de probleme financiare, examene, sau poate probleme ușoare, perioade ușoare. Lauda lui va fi întotdeauna în gura mea. Pare tare ușor. Sună bine, sună chiar frumos. Însă a trăi lucrurile astea doar prin puterea Duhului Sfânt se pot trăi. Ca lauda lui Dumnezeu să fie întotdeauna și în orice context în gura noastră și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Nu înțelegeam versetul pentru mult timp ca și copil, tot auzeam acel verset, rugați-vă neîncetat. Doamne, dar cum să te rogi neîncetat? Luni, rugăciune. Marți, rugăciune. De la 6. Joia, biserică. Vinerea, aveam rugăciune. Duminica, oră de rugăciune. Și seara, după serviciu, aveam rugăciune. Seara, pentru încă câteva ore. Și totuși, nu îndeplineam rugați-vă neîncetat. Care reprezintă exact despre ce vorbim și aici, de un mod de viață. Pentru că mulțumirea ca și închinare este un mod de viață permanent. Și dacă înțelegem lucrul acesta, cum în orice vreme și întotdeauna această stare și acest mod de viață reprezintă închinare înaintea lui Dumnezeu. În al doilea rând, mulțumirea ca închinare este un echilibru între lene și lăcomie. Problema nu e doar lenea. Că poți să-ți iei două joburi, poți să-ți iei multe, așa o zis Dani, că dacă ai standarde înalte, nu se justifică lenea. Nu, dar poți să dai în cealaltă extremă. În Proverbe 30, 8 și 9 spune, depărtează de la mine neadevărul și cuvântul mincinos. Nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție. Dă-mi pâinea care îmi trebuie, ca nu cumva în belșug să mă lepăd de tine. Și să zic, cine este Domnul? Sau ca nu cumva în sărăcie să fur și să iau în deșert numele Dumnezeului meu. Vedem aici o atitudine de echilibru între lene și între lăcomie. Și de asemenea Pavel în Filipeni, capitolul 4, versetele 11 și 12, spune așa. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele, căci m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutinde m-am deprins să fiu sătul și flămând și să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Vedem aici un echilibru pe care și psalmistul ni-l arată și în Proverbe îl găsim și în
în Filipeni îl vedem pe Apostolul Pavel. De aceea trebuie să înțelegem că mulțumirea ca și închinarea este un echilibru. Dumnezeu în universul ăsta a creat echilibru, un echilibru în toate lucrurile. În al treilea rând, este o recunoaștere a faptului că tot ce este bun vine de la Tatăl nostru. Mulțumirea ca închinare te face să privești adânc în ființa ta, sub reflectoarele lui Dumnezeu, și zicea Alex ceva, o idee similară, să privești în viața ta și să te analizezi cu atenție, în momentul în care te închini mulțumind lui Dumnezeu, realizezi că tot ce este bun, orice succes de al tău, dacă îți merge firma bine, dacă la școală ai performanțe bune, fiecare succes de al nostru, dacă ne uităm adânc în ființa noastră, orice am primit, orice am obținut în viață, undeva izvorul lor vine din cer. Pentru că orice lucru bun vine de la Dumnezeu. Și asta sublinează și Domnul Iisus în pilda citită cu vamelul și fariseul și în Psalmul 34 la fel. Și în ultimul rând, că nu vreau să lungesc foarte mult partea asta, este că mulțumirea este actul închinării care deschide mâna lui Dumnezeu. Și aș vrea să citesc din Luca, capitolul 17, doar câteva versete. Pe când intra Iisus într-un sat, versetul 12, l-au întâmpinat 10 leproși. Ei au stat departe și au ridicat glasul și au zis: Iisuse învățătorule, ai milă de mine. Când i-a văzut Iisus, le-a zis: duceți-vă și arătați-vă preoților. Și pe când se duceau, au fost curățiți. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. S-a aruncat cu fața la pământ la picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. Era samaritean. Iisus a luat cuvântul și a zis: oare n-au fost curățiți toți cei 10? Dar ceilalți 9? Unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu? Apoi i-a zis, foarte important, scoală-te și pleacă, credința ta te-a mântuit. Vedem aici că Domnul Iisus avea de oferit două lucruri foarte importante. Oamenii ăștia aveau, ce aveau? Cancer, leucemie, ziceți ceva, lepra în vremea respectivă era ca cea mai groaznică boală din vremea noastră. Nu exista tratament. Oamenii aceia erau și izolați de societate, trăiau niște clipe cumplite, leproșii din vremea respectivă. Și Domnul Iisus avea de oferit două lucruri. Condiția pentru cele două lucruri, ca să le primești, era clară. Domnul Iisus le-a dat acea vindecare mult dorită și mult râvnită și neașteptată, dar apoi unul dintre ei s-a întors și a mulțumit Domnul Iisus. Este singurul care a primit a doua binecuvântare mai importantă decât prima. Deci vedem aici, Domnul Iisus explică foarte clar, prin acest gest al mulțumirii, prin această închinare, este o mulțumire adevărată, o închinare adevărată înaintea Domnului Iisus. El primește mântuirea, vindecarea de cancer, de leucemie, de lepră. Nu este mai importantă decât mântuirea. Și gestul acesta deschide cerul pentru el, deschide mâna lui Dumnezeu ca să-i dea ce avea mai de preț, al doua binecuvântare. Acum se poate vorbi mult pe tema aceasta, dar aș vrea în mod practic să vă gândiți fiecare la un motiv de mulțumire. Un motiv care pentru tine înseamnă mult. Și aș vrea să-l și spunem, dar de ce? Pentru că auzind unii de la alții, suntem inspirați, primim inspirație când auzim motivele unii altora. Am un prieten bun care mereu îmi spune cât de încântat și ce sentimente înălțătoare le trăiești ca bunic. Eu nu le-am trăit până acum, dar mereu îmi detalează lucrurile astea și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru familia lui.
Și te inspiră, te inspiră să înțelegi lucrurile pe care nu le-ai trăit încă. Haideți să vedem, așa, în mod practic și deschis, câteva mulțime, motive de mulțumire. O să și rog pe Raul să și treacă acolo pe ecran câteva. Pentru pacea din țară. Pentru sănătate și pentru ascultarea rugăciunilor. Pentru familie. Eu vreau să mulțumesc și pentru tinerii care au cântat astăzi aici, la început, la 10, dar și pentru grupul mare care au cântat după aceea și pentru copii. Deci pentru tinerii din biserica noastră și pentru copiii din Philadelphia. Pentru pâinea din fiecare zi. Amin. Pentru prezența noastră astăzi în biserică. Scrie Raul, da? Pentru biserica pe care o avem, pentru biserica noastră. Pentru Scriptură. Pentru har. Pentru harul și mila lui Dumnezeu pentru noi. Pentru mântuirea care am primit-o de la Dumnezeu. Pentru cei care ne dau învățături. Raul scrie, apare imediat. Haideți, mai 2 minute. Aș vrea să mai zicem fiecare în mod personal, că sigur avem motive personale care poate ne fac să mulțumim într-un mod mai deschis și mai ușor. Pentru că avem un loc de muncă. Pentru copiii noștri și nepoți, știe bunicul, și pentru credincioșie, pentru credincioșia Domnului, că împlinește promisiunile făcute față de noi. Amin, pentru că trăiesc. Cred că pentru fiecare dintre noi este o minune faptul că trăim. Dar mai în mod special în dreptul tău. Pentru înțelepciunea în decizii. Pentru prieteni. Scrie Raul că e important. Pentru? Pentru roadele care ni le dă Dumnezeu. Pentru iertarea primită. Dar și pentru pacea de sus. Marius sublinează că o zis Alin, pentru dușmani. Haideți că e important. Pentru Domnul Iisus. Câte milioane de oameni sunt care nu l-au pe Domnul Iisus? Și care nu înțeleg, cei care ați fost în Israel anul acesta și în seara aceea când ne-am dus cu autocarul în cartierul evreiesc, ați văzut oameni care sunt foarte religioși și foarte credincioși lui Dumnezeu, dar care nu l-au pe Domnul Iisus. Vă rog. Ați zis? Pentru cauzele personale la care Dumnezeu răspunde. Haideți, mai un minut. Pentru libertate religioasă, pentru Duhul Sfânt. Pentru vindecare și pentru aerul pe care îl respirăm. Pentru darurile spirituale pe care le avem și pentru talentul vostru. Amin. Zi, frate Mihai. Pentru Biserica Philadelphia.
un motiv personal al fratelui păstor. Pentru jucării. Important la vârsta lui, exact. Ai mei în fiecare seară mulțumesc pentru jucării. Da, amin, amin. Dacă mai aveți... Pentru părinți, pentru părinți și pentru încercări. Pentru bătrâni, pentru bătrâni. Amin. Dar de ce să mulțumim pentru bătrâni, Marius? Pe lângă faptul că ne dau sfaturi, pentru că sunt un exemplu pentru noi. Acum, ați văzut ce văd tinerii? Văd și sfaturile, dar mai mult văd să fie un exemplu pentru noi. Și exemplul vorbește mai mult. Bun, o să continuăm lista asta de motive de mulțumire la Palazzo, că o să stăm acolo probabil vreo 6 ore. Dar ce vreau să scot în evidență cu lista asta? Puteam să facem o listă de dorințe și cred că mergea mai repede. Dar prin lista asta am vrut să evidențiez faptul că toate aceste lucruri nu sunt lucruri care urmează să se întâmple, ci lucruri reale care s-au întâmplat până în ziua de astăzi. Uitați-vă la ele, la toate. Unele par nesemnificative, dar sunt semnificative pentru cei care le-au rostit. Și în mod personal mă bucur și ne bucurăm să vedem această listă este împlinirea a câtorva versete din acest psalm. Vedem cum se împlinesc sub ochii noștri. Versetul 4. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns. Uitați-vă acolo pe ecran. Uitați-vă. M-a izbăvit din toate temerile mele. Versetul 6. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Avem aici exemple clare. Versetul 8. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Nu e o poveste, nu e o teorie, nu e o chestie, mai o predică spusă, ci este o realitate. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Și ferice de omul care se încrede în el, spune versetul 8. Și tot restul pasajului din Psalmul 34 rămâne în aceeași temă. Ca Biserică Filadelfia, ne dorim ca viața noastră să fie o închinare și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Să nu fie o ipocrizie, să nu fie o fațadă, să nu fie o rugăciune spusă și timp adunat, ci să fie o realitate și să fie un lucru autentic. Iar sărbătoarea aceasta a mulțumirii, de fapt, nu este un scop în sine. Nu mâncarea și nu timpul care îl vom petrece la palatul este esența acestei sărbători. Ci ceea ce facem astăzi este să recunoaștem suveranitatea lui Dumnezeu, dependența noastră față de El și să înțelegem că prin mulțumirea noastră aducem închinare lui Dumnezeu. Și închinarea aceasta este plăcută lui Dumnezeu. Și închinarea aceasta deschide mâna lui Dumnezeu. Și în concluzie aș vrea să înțelegem că Dumnezeu ne vrea creștini autentici, așa cum am fost învățați în ultima perioadă, creștini puternici. Toate mesajele din octombrie ne conduc înspre același mesaj. Că se vorbea despre mulțumire, dar despre alte lucruri, dar concluzia tot aici este. Și vremurile pe care le trăim, ne obligă să facem ceva, să luăm o decizie, să facem, să schimbăm mereu, mereu, mereu mai mult. Faptul că vrei să fii mai bun, vrei să fii mai aproape de Dumnezeu, nu este nemulțumire. Sau este o nemulțumire bună, să se spun așa. Noi care vorbim aici suntem oameni cu imperfecțiuni, cu greșeli, cu vulnerabilități, dar... Dacă ai simțit că în această dimineață cuvântul lui Dumnezeu, nu noi, dacă cuvântul lui Dumnezeu ți-a vorbit, dacă ai simțit ceva din partea lui Dumnezeu în această dimineață, fie prin cântări, fie printr-un cuvânt din mesaje, să știi că Dumnezeu este prezent aici. Să știi că Dumnezeu nu este indiferent față de persoana ta. Nu întâmplător ai ajuns aici. Azi, nu știu care ați zis, mulțumim că suntem azi aici, careva dintre voi. Mare lucru.
Și nu este întâmplător. Deci dacă Dumnezeu are în vedere lucrul acesta, înseamnă că El este mai preocupat de persoana voastră, de persoana ta, decât suntem noi, unii de alții. Și haideți ca cuvintele acelea pe care le-a citit și Doru duminica trecută, concluzia predicii, să fie și concluzia predicii de astăzi. Cu toții ne vom înfățișa în fața lui Dumnezeu. Fie vom auzi cuvintele "Nu te cunosc" sau "Veniți binecuvântații Tatălui, intră în bucuria Stăpânului." Și Dumnezeu să ne ajute ca și în această dimineață să înțelegem că Dumnezeu ne vrea mai puternici, mai aproape de El. Și lucrul acesta nu se realizează doar venind la biserică. Cum v-am spus, farisei erau mai religioși decât noi. Veneau mai mult la templu, făceau mai multe lucruri. Dar ceea ce Dumnezeu vrea de la noi este o inimă autentică și o viață de mulțumire. Haideți să ne ridicăm și să facem o rugăciune personală. Dacă până acum n-ai avut această ocazie și ai simțit că Dumnezeu ți-a vorbit în această dimineață, spune-i lui Dumnezeu, spune-i Domnului Iisus: Doamne, am înțeles ceea ce Tu dorești de la mine, am înțeles că Tu lucrezi cu putere și aici avem dovadă, am înțeles că Tu mă vrei, am înțeles că Tu îmi vorbești și vreau să Te aleg ca Domn și Mântuitor în viața mea. Dacă ai simțit că Dumnezeu ți-a vorbit și crezi că este momentul tău, este o ocazie potrivită. Ne vom ruga împreună și Dumnezeu să ne ajute. Haideți să ne rugăm. Doamne, ne întorcem cu mulțumire în această zi înaintea Ta și în numele întregii comunități vrem să-Ți mulțumim pentru ziua de astăzi. O zi de har, o zi de binecuvântare, o zi în care am învățat din nou să fim mulțumitori și recunoscători Ție. Pentru că de la Tine, Doamne, primim tot ceea ce Tu ne dai. Fie necesitățile și nevoile noastre, fie uneori necazuri, boli, falimente prin care Tu ne înveți să fim mai dependenți de Tine și mai aproape de Tine. Pentru toate îți mulțumim. Doamne, în mod deosebit îți mulțumesc în dimineața aceasta pentru Biserica Philadelphia.
pentru fiecare membru al acestei biserici, de la cei mai mici, de la copilașii care ne-au încântat în această zi, îți mulțumesc pentru ei și îți mulțumesc că Tu îi vei binecuvânta și vei crește mare și îi vei păzi și îi vei ocruti. Mulțumesc pentru liderii lor care îi formează, pentru cei care îi formează din punct de vedere muzical și pentru cei ce educă la școala duminicală. Îți mulțumesc pentru fiecare dintre ei. Mulțumesc, Doamne, pentru formațiile bisericii, pentru cei ce se pun la dispoziția Ta și Te slujesc pe Tine și repetă și dau din timpul lor. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu îi vei binecuvânta și îi vei răsplăti. Mulțumesc, Doamne, pentru fiecare departament în parte și pentru fiecare lider de departament care au înțeles slujirea Ta și au înțeles această povară a slujirii. Îți mulțumesc, Doamne, că fac totul pentru slava numelui Tău. Îți mulțumesc, Doamne, pentru colegii de slujbă cu care duc greul acestei lucrări, pentru colegii mei din comitet, pentru fratele Tavi, pentru toți cei care sunt preocupați de binele acestei biserici. Îți mulțumesc și îți mulțumesc, Doamne, că Tu le vei răsplăti și îi vei binecuvânta pe fiecare dintre ei. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu lucrezi în biserica noastră. Îți mulțumesc pentru daruri, pentru slujire și slujitori. Îți mulțumesc, Doamne, pentru fiecare dintre cei care sunt astăzi aici și îți mulțumesc și pentru cei care nu sunt. Doamne, îți mulțumesc că Tu îi vei binecuvânta și pe ei acolo acasă unde sunt, poate pe un pat de spital, poate bolnavi. Îți mulțumesc că Tu îi vei binecuvânta pe fiecare. Îți mulțumesc pentru prietenii care ne vizitează. Îți mulțumesc că Tu îi vei binecuvânta și pe ei, pentru toate lucrurile și pentru tot ce primim de la Tine, Doamne. Îți mulțumim. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Dragii mei, ne stă așa de frumos împreună și m-am bucurat de tot ceea ce am văzut în dimineața aceasta, de slujirea fiecăruia dintre voi. Nu știu dacă ați realizat că mai mult de jumătate din biserică a fost implicată în slujire în dimineața asta și aceștia sunt doar cei pe care i-ați văzut. Mai sunt mulți care sunt implicați și nu se văd, dar se vede slujirea lor. Și mă rog Dumnezeu să le răsplătească fiecăruia. Deși de ani de zile celebrăm sărbătoarea mulțumirii, aș vrea să nu rămâneți cu gândul că mulțumirea e o sărbătoare. Am fost învățați în această dimineață că mulțumirea este o deprindere, ceva cu care trebuie să ne învățăm, că deprinderea este o decizie zilnică, da? Eu decid să fiu mulțumit în situația cu care mă găsesc. S-ar putea mâine să nu fie așa frumos ca astăzi. S-ar putea cineva să-ți taie calea și să nu-ți dea voie să treci, așa cum se spunea. Tu alegi ce faci în situația aceea, dacă rămâi mulțumitor sau lași nervii, supărările și alte cele să vină peste tine și să-ți strice ziua. Asta înseamnă decizie. Tu decizi ce faci cu ceea ce ți se întâmplă. Dar nu în ultimul rând, mulțumirea este și o disciplină spirituală. Asta înseamnă că trebuie să mă disciplinez zilnic, spunea Pavel, mă port aspru cu trupul meu. Da? Nu ne vine natural să fim mulțumiți. Este cineva care vine natural să fie mulțumit? Aș vrea să-l cunosc la final. De ce? Ne-am născut nemulțumiți. Ne-am născut în păcat, ne-am născut în fără de lege. Dar mă disciplinez în fiecare zi să fiu mai mulțumitor astăzi decât ieri și mâine decât azi. Amin? Și zic, Doamne, ajută-ne la aceasta. Aș vrea să încheiem aici pentru o vreme slujba și vreau să continuăm părtășia noastră la palazzo. Mi-aș fi dorit, mi-ar fi plăcut să avem un palazzo aici lângă noi, să ne fie mai aproape, dar slavă Domnului că frații de acolo
ne pun la dispoziție cu atâta drag și ne primesc atunci când se poate pentru astfel de ocazii. Da? O biserică sănătoasă, o biserică echilibrată, o biserică relevantă. Nu are doar cântare și cuvânt, și are și părtășie. Și spuneam și altădată, părtășia este la fel de importantă. De aceea vom pleca de aici. Îmi place să cred că cei mai mulți dintre noi, am văzut 300 și înscriși pe liste, vom pleca către Palazzo. Dacă este cineva care nu are loc, care nu are mașină, nu are transport, nu are cu ce să ajungă acolo, îi rog să meargă în holul bisericii, lângă scară, în colțul acela unde este sticlă, să aștepte acolo și cei care au un loc, două, trei în plus, treceți pe acolo și nu plecați cu mașina goală, încât să putem ajunge fiecare dintre noi în același timp și să continuăm părtășia noastră acolo. Așa cum spuneam, în seara aceasta nu vom avea serviciu aici. Nu ne vom grăbi să plecăm de acolo, că nu ne grăbește nimeni, nu ne scoate nimeni afară. Vrem să stăm cât mai mult, să ne învățăm să avem părtășie unii cu alții, să ne învățăm să întrebăm de sănătate, să ne învățăm să vorbim unul cu altul. Am întâlnit situații anii trecuți, boss umflați, nu vorbi nimeni cu mine. Dar tu cu cât ai vorbit? Da? Puneți un target, să vorbesc cu cel puțin 10 și dacă și altul își pune același target, s-ar putea să vorbești cu 20. Haideți să plecăm acum civilizat, nu ne grăbim foarte tare, suntem mulți, e greu de eliberat sala, dar Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți și continuăm părtășia la Palazzo. Cool.